A promis, dar încă nu a dat. Guvernul a trecut majorarea salarială pe lista promisiunilor pentru cadrele medicale. 20%. Atât au cerut, atât li s-a promis. 5% intră deja din luna ianuarie. Urmează să fie date în rate și diferența de 15%. Chiar și așa, protestatarii rămân în stradă. Până nu avem o formă concretă a unei ordonanțe de urgență pentru majorările salariale, nu putem închide aceste proteste. Este adevărat că avem promisiunea, dar trebuie să se și materializeze. Problema este că nici acești 5% nu au sursă de finanțare în momentul de față. Guvernul, prin ordonanța de urgență care a acordat această majorare, trebuia să se acorde și sursa de finanțare, adică să vină banii de la bugetul de stat către Fondul Național de Asigurări, de acolo către casele de asigurări județene și de acolo la spital. A trebuit spitalele să acorde acești 5% din venituri proprii, lucru care este imposibil în acest moment. Știm foarte clar că sistemul este subfinanțat, știm foarte clar că nu sunt bani pentru aceste majorări din venituri proprii. Promisiunea este că vom primi prima parte a banilor la salariu din luna martie și va fi partea mare, să zicem așa, sumei, undeva la 10%. De data de întâi vom avea o pichetare a Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății este mandatat de premier să discute cu noi aplicarea acestei majorări. În continuare ne vedem de program. Consiliul Național stabilește ce urmează după data de întâi. De data de întâi, dacă nu primim această majorare, vom deschide conflictul colectiv de muncă la nivel de sector de activitate.